Dacă nu știți cum să vă faceți părul vara aceasta astfel încât să arate sănătos, să fie sănătos, să arate bine, să nu depuneți foarte mult efort pentru cât e cald și nu vrea nimeni sincer să facă chestia asta vara, ei bine, sunt aici să vă ajut, am soluția perfectă pentru voi și dacă sunteți un pic atente și aveți un pic de răbdare, o să vă dau eu multe, multe sfaturi care pentru mine funcționează foarte bine, o persoană cu păr decolorat de 2 ore, astfel încât părul să fie sănătos, cum am spus, arate foarte, foarte bine. Poate citiți din titlu și vă spuneți, what the fuck, de ce ai face un videoclip care este atât de simplu, în sensul că această coafură este evident că este obținută prin o împletitură, însă nu este doar atât. Din perspectiva unui om care și-a tot împletit părul la viața ei și care a observat că nu arată tot timpul la fel, asta e pisica care râcăie ușa dintr-un anumit motiv. Am observat că felul în care o să arate părul tău la sfârșit depinde foarte mult de pașii pe care îi faci. Nu e atât de ușor, nu e ca și cum îți împletești părul și a doua zi va arăta perfect. Depinde de mai multe lucruri de stilul împletiturii, mai ales pentru o persoană cu părul vopsit. Dacă aveți părul natural, băi pisu, băi. Așa, îi place foarte mult să mă întrerupă când filmez. Da, dacă aveți părul natural, e foarte posibil ca la voi să fie foarte simplu, vă împletiți părul și imediat stă perfect. E bine, pentru o persoană care a trecut și care și-a supus părul prin niște procese chimice, nu este atât de ușor, pentru că părul devine aspru, devine casant, devine degradat. Sperăm noi să evităm aceste lucruri și în acest punct de vedere vreau să vă recomand clipul pe care l-am făcut cu îngrijirea părului meu. Acolo veți avea foarte multe detalii despre produsele pe care le folosesc, despre cum mă spăl, când mă spăl, ca să am grijă de părul meu și să-l cresc cât mai lung. Și astăzi o să vă arăt câteva produse, însă nu o să vă vorbesc în detaliu pentru că aveți deja clipul acela pe care vi-l las și eu în descriere. Pisu! Hai să zicem foarte bine pusă la punct și potrivită vouă. Până nu de mult și eu eram genul de persoană care se spăla cu orice șampon îi venea la mână atâta timp cât nu îi făceam mătreață. Mă rog, încă fac asta, dar am anumite preferințe. Mască, nici să n-aude mască, foloseam un balsam sau, mă rog, dacă foloseam mască, o țineam un minut în păr și după aia baftă. Însă, între timp, v-am zis, am o rutină părului care este mult mai explicită. Îmi roade pantofi, du! Da. Stau cu masca mult timp, folosesc ulei de cocos pe care l-am redescoperit vara aceasta și, sincer, mi-a fost foarte dor de el. Imediat vă vorbesc și despre asta. Deci, da, în primul rând, trebuie să aveți o rutină de îngrijire a părului foarte mișto. Presupun că dacă ați dat click pe clipul acesta, sunteți ori curioase cum îmi fac eu părul, pentru că l-ați tot văzut în clipurile anterioare și de când sunt eu aici pe YouTube, că e undulat și vă ziceam, nu, așa stă el, pentru că l-am împletit într-un anumit fel, ori sunteți într-o fază în care aveți părul foarte degradat sau foarte uscat sau pur și simplu este gen de persoană care le întinde foarte des cu placa la ondulat și vreți să luați o pauză pentru că simțiți că părul vostru pur și simplu se rupe și trebuie tuns tot mai scurt și, hello, cine nu vrea păr lung? Mă rog, sunt și persoane care nu vor păr lung, dar presupun că dacă sunteți aici, aveți părul sau vă doriți părul lung, pentru că atunci când ai părul scurt e mult mai simplu, mai ales dacă ai o tunsoare de genul acesta, nu contează ce-i faci, pentru că oricum la o perioadă trebuie întreținută, la o lună trebuie să stuzi vârfle ca să-ți menții lungimea, dar pentru părul lung este altă poveste. Eu prin acest clip vreau să vă îndemn din tot sufletul să renunțați vara aceasta la căldura dată de aparatele acelea cu care ne tot uscăm și întindem părul. Este ok să nu ai părul zi de zi arătând perfect, de aceea există cocuri, împletituri, de ce nu, coadă prinsă sus și vă încurajez să faceți chestia asta, mai ales acum că este cald. Văd foarte multe fete cu părul foarte lung care stau cu el pe spate și toate ziua le vezi făcând așa cum fac eu în clipul acesta. Eu acum zi de zi, sincer, nu prea mai îmi țin părul așa pentru că este insuportabil. Tocmai de aceea mi s-ar părea foarte aiurea, nu știu, să zicem fac baie pe cap, mâine mi întind părul și timp de 4 zile până fac următoarea baie pe cap, nu o să-mi țin părul așa să mă bucur de el, ci pur și simplu o să-l prind într-o coadă și știți și voi cât de ușor se strică forma unui păr coafat, mai ales cu placa, imediat prinde valurile acelea și a început să plouă. Cred că auziți, ar trebui să închid ușa. Da, afară este o furtună de mama focului și o vorbesc despre coafuri de vară. Whatever. Așa, deci cum să zic, dacă iarna, nu știu, mi-e timp părul și e ok, îl suport, din contră, e foarte bine să ai niște păr să se mai țină de cald în cap. Și pe tine, whatever. Așa, acum vara este absolut insuportabil și am trecut și eu acum vreo săptămână, două, mi-am întins părul și am regretat instant pentru că mi era foarte, foarte cald. Așa că cel mai bine și cel mai lejer și cel mai potrivit mie și poate să vi se potrivească și vouă este să
îți coavezi cumva părul astfel încât să nu-l agresezi și nu-ți pare rău până la urmă, că na, te-ai chinuit o oră să-l întinzi, să-l faci să arate bine și apoi l-ai prins și imediat și-a stricat forma. Acesta este unul din avantajele pentru care această coafură mi se pare atât de mișto. Un alt avantaj ar fi că îi dai părului tău o pauză, pur și simplu, pentru că nu-l plătești, nu-l agresezi în niciun fel, asta dacă ai grijă cum îl piepteni și folosești tot felul de produse gen măști și alte produse care să-l ajute să aibă, să fie sănătos, să arate bine. Da, e foarte important să faci chestia asta. Mi se pare, nu știu, vara mai ales, știi senzația aia când mergeți la mare și ieșiți din apă și părul se usucă și așa foarte, e plin cu apă, cu sare de mare. Așa, apropo, am câteva tipsuri pentru ce să faci cu părul tău atunci când te duci la mare, cum să-l prinzi, ce să faci cu el ca să fie super ok. Sunt lucruri pe care le-am învățat pe părul meu și l-am mai auzit și eu în stânga, în dreapta. Dacă sunteți curioase, poate o să vă zic la un moment dat, acum n-aș vrea să intru în subiect. Apa de mare, soarele și căldura în general, ele sunt foarte, foarte periculoase pentru părul nostru. Doar imaginați-vă că vă faceți baie pe cap, vă uscați cu fionul la nu știu câte grade, vă întindeți părul la 200 de grade și apoi ieșiți afară la 40 de grade. Imaginați-vă cum e chestia asta pentru părul nostru, apoi ne plângem că trebuie să ne tundem vârfurile, că nu ne crește părul și că nu avem părul sănătos, că e foarte degradat. În fine, hai să intrăm în problemă. Asta e pisicuța care este în lădiță. Dacă acum micuța este foarte cu minte față de pisica mea nouă, Puf, e bine, Puf distruge pur și simplu casa atunci când este trează și vrea să-și facă ea simțită prezența în clipuri. Hai să trecem la un produs pe care eu l-am redescoperit vara aceasta. Cumva vara mă întorc la uleiul de cocos, deși în restul timpului nu prea îl bag în seamă, mi se pare că oferă niște rezultate geniale. Și vă zic cum mi-am dat seama de chestia asta. 2 săptămâni la rând am făcut baie pe cap și, de fapt, 2 dăți la rând, că nu mai fac baie o dată pe săptămână. Asta făceam acum câțiva ani și nu, cumva așa mi-a rămas etalonul, în fine. Da, am făcut baie pe cap mai de 2 ori sau de 3 ori la rând, nu mai știu. Și părul meu, mă rog, s-a simțit ok, nu știu ce. Apoi mi-am luat acest ulei de cocos. Acesta este cel pe care îl folosesc eu în momentul acesta. Puteți să vă luați orice ulei de cocos vreți. Deocamdată el este ulei de cocos, unt de cocos, whatever. În funcție de temperatură se lichefiază, cred că se numește, eu tărești un fir de păr aici, sau se întărește. Acum fiind 150.000 de grade, e bine, este lichid și foarte ușor de aplicat, nu mai trebuie încălzit de mine. Da, și mi-am luat acest ulei de cocos, l-am aplicat pe păr, am făcut baie, am făcut toată rutina obișnuită, fără nimic special, în afară de faptul că am aplicat acest ulei. Apoi mi-am împletit părul și a doua zi părul meu arăta fantastic și mi-am dat seama că acesta este secretul. Eu în îngrijirea părului meu merg pe principiul nutriție, hidratare, nutriție, hidratare și cam cu asta, abia asta se bazează toată rutina de îngrijire a părului meu, ceea ce înseamnă că acest ulei oferă părului nutriție, apoi eu vin cu... când mă spăl pe cap cu șamponul și cu masca și cu apa, evident, hidratare. După ce stau cu masca, o să vedeți imediat și pe aceasta, părul o să, na, rămână în prosop, apoi dau prosopul jos, las un pic părul să se zvinte la aer, eu nu mi-e supăr, nu am mai făcut asta de foarte mult timp. Da, cum spuneam, îmi las părul să se usuce un pic, apoi aplic 2 pompițe de ulei cât este încăut, iar apoi când se usucă, aplic un produs de hidratare, gen o cremă de păr. O să vi le arăt pe toate despre care vă vorbesc și mi se pare că așa protejezi foarte bine părul, pentru că practic îi dai tot ce are nevoie pe rând și structura firului de păr este întărită. Așa că vin mai întâi cu acest ulei, îl aplic pe păr, împrim părul în vârful capului și îmi fac treburile prin casă. Dacă vreți să știți, ieri am și dormit la prânz cu uleiul în păr. Pur și simplu azi n-am reușit să dorm, deși aș fi vrut, e un somn de nu se mai poate, dar mai un pic se face noapte, TMI. Mi-am pus o pungă în cap pur și simplu și m-am culcat pe pernă și n-am pătat nimic de ulei, pentru că este într-adevăr dificil și înțeleg de ce unele persoane evită să facă asta, pentru că nu este cel mai comod lucru să spui ulei în păr și să te chinui cu el prin casă. Eu inclusiv am pătat perne, haine cu ulei, mă rog, s-a luat la spălat, dar pe moment a fost foarte enervant, dar există soluții. Stau cu uleiul minim o oră, dar de cele mai multe ori încerc să stau între 2, 3 ore, 4 ore, 5 ore, cât de mult se poate. Depinde ce am de făcut, dacă am de stat prin casă, dacă trebuie să ies, încerc să evit să fac chestia asta. La mine rutina părului este foarte complicată, veți vedea. Așa, am făcut chestia asta, apoi mă duc la baie, mă șamponez, îmi aplic mască, mi-am adus măștile aici ca să le vi le arăt și vouă. Eu pentru că am părul, vedeți stringă în spate, eu pentru că am părul șuvițat, mă rog, cu highlights, mă rog, e decolorat și destul de uscat și, și destul de lung, așa că e predispus să se rupă. Am 2 măști profesionale, de la L'Oreal amândouă, din această gamă Series Expert, mă rog, Lipidium Absolute Repair și Tocopherol Lumino Contrast. Asta este pur și simplu o mască hidratantă care promite să repare și are lipide. Are sens ce zic?
Îmi place foarte mult masca aceasta, dar se pare că și mai mult îmi place această mască, care este concepută exact pentru părul șuvițat, care mi se pare că accentuează cumva contrastul între șuvițele deschise și șuvițele închise. Îmi plac mult, le folosesc alternativ cam de 3 ori pe aceasta, la 3 spălări pe aceasta și la o spălare pe aceasta. În caz că sunteți noi pe canalul meu, o să vă surprindă ce vă spun, dar eu cu masca de păr stau foarte, foarte mult. Stau minim o oră cu ea, știu că pare mult, pur și simplu îmi prind părul aici într-un coc tipic și ori fac baie. În ultimele zile am făcut baie, am stat pur și simplu în apă de sud de rece în cadă, am lăsat masca să acționeze minim oră, apoi m-am clătit și totul a fost ok. Face o mega diferență și credeți-mă, este fantastic, orice mască ați avea, mă rog, cred că asta depinde și de părul vostru. Dacă aveți părul natural, puteți să luați măști foarte ieftine din astea de la Garnier, din comerț, care sunt bune, dar nu ajung la nivelul acela profesional. Dacă aveți părul vopsit, decolorat, agasat, agresat, în primul rând opriți orice fel de căldură pe care o puneți pe el și luați-vă măști profesionale. Acestea de la L'Oreal sunt super ok, uitați-vă pe Notino, ei le au la prețuri foarte bune și o să vedeți că o să simțiți imediat diferența. Multe dintre voi mi-ați spus că folosiți această tehnică pe păr și că vi s-a schimbat total, total aspectul părului. Așa că mă bucur. După aceea, pun părul în prosop, las vreo 15 minute să se absorbă apa, îl desprind și îl las prin casă, eu sunt prin casă și părul e pe spatele meu, se usucă, e totul super ok. După ce s-a mai zvintat un pic, aplic acest ulei de păr de la Balea, o minune a uleiurilor de păr, îl găsiți în DM, costă doar 18 lei dacă nu mă înșel, este cel mai bun ulei de păr pe care l-am încercat. Aplic o pompiță, 2-3, depinde, aveți grijă că atunci când e părul ud, nu prea îți dai seama cât ulei aplici. Și e foarte posibil să aplici prea mult, însă eu știu să dozez cantitatea pentru lungimea pe care o am a părului și pun cam 2-3 pompițe pe părul ud, îl masez bine, nu îl pieptăn până acum, ați văzut că n-am menționat de chestia asta, l-am pieptănat foarte bine înainte să-l spăl, înainte să aplic ulei și poate și după ce am aplicat ulei, uneori și când am masca în păr îl pieptăn foarte ușor ca să se descurce și să ajungă produsul peste tot prin cap, deocamdată nu-l pieptăn, părul meu oricum nu este încurcat în acest punct. Îl las să se usuce 98%, când este uscat 98%, aplic, trebuie să mă întind după ele, n-am gândit-o foarte bine, acest produs de la Balea, puteți să aplicați orice fel de cremă de păr, încercați să evitați produsele care au alcool în ele, alcool denaturat, mă rog cum scrie, acesta este un lapte pentru păr hidratant. Este foarte, foarte bun pentru păr, este și ușor, dar este și hidratant, mie chiar îmi place enorm acest produs și este 9 lei, Balea foarte tare. Apoi îmi împletesc părul într-o coadă pentru acest proces, o să intrăm imediat în videoclipul filmat aseară, o să mă vedeți exact cum îmi împletesc părul, o să vă mai dau acolo niște informații, o să vedeți că o să fie câteva informații care probabil se repetă, nu mai țin minte ce am zis aseară, aseară nu știam ce voi spune astăzi, așa că e posibil să se repete un pic informația, dar nu-i problemă că, na, mai discutăm, vedem. Da, și îmi fac acea coadă împletită care depinde foarte mult de rezultatul final pe care vreau să-l obțin. Da, hai să trecem la ce am filmat aseară ca să vedem totuși ce am de zis și atunci. Bun, am venit momentul în care vă arăt cum îmi plătesc efectiv părul. După ce am stat un pic de vorbă și sper că ați înțeles exact pașii și sfaturile mele în legătură cu această coafură drăguță, a venit momentul efectiv în care vă arăt exact ce fac eu. Acum este seara de dinainte să vorbesc eu ce am vorbit cu voi, sper că are sens. Am făcut baie pe cap, așa arată părul meu în acest moment. Sper că vedeți, așa arată, în momentul acesta este 98% uscat, mai e încă un pic aici, doar foarte, foarte puțin, zona asta la mine se usucă cel mai greu. După cum v-am zis și în clipul anterior, în bucățica anterioară pe care tocmai ați văzut-o, am aplicat ulei de cocos cu care am stat câteva ore, m-am spălat pe cap, am șamponat de 2 ori, am aplicat apoi masca de păr aceea foarte, foarte hidratantă de la L'Oreal. Apoi mi-am aplicat o pompiță din acest ulei de la Balea și acum acesta este părul meu uscat și urmează să îl pieptăn. Asta este primul pas. Și încep să-l pieptăn de aici de la vârfuri, urcând către scalp ca să nu-l trag, să nu-l agresez. El oricum nu este încurcat, pentru că eu înainte de-l baie l-am descurcat foarte bine. M-ați întrebat mai multe dintre voi dacă m-am vopsit de curând sau dacă mi-am mai deschis părul. Nu, nu m-am mai vopsit din martie, cred că era martie. De atunci părul meu arată așa, evident s-a decolorat foarte, foarte mult și a prins niște tente un pic enervante. Apropo, așa arată părul meu natural de când mă știu eu. Am avut perioade în care îmi lăsam părul așa, pur și simplu nu-i făceam nimic. Este foarte...
frizy, ceva de genul. E ca și cum am avut pe cineva în familie cu păr creț și la mine s-a transmis doar ideea asta de frizy și vedeți că aici de desubt am niște ușoare onduleuri. Ăsta este tipul meu de păr, un tip de păr, da, de fapt ondulat. Ondulat cumva așa frizy și uscat, el este uscat de la natură și este și decorat în partea de jos, dar gata cu vorbăria. L-am descurcat, după cum vedeți, este pieptănat, este aproape uscat. Ce îmi place mie să fac este să-l separ în două. Și să-l dau cu acest produs de la Palea, despre care v-am mai vorbit. Pun cam o pompiță jumătate, îl amestec între palme și îl aplic de la urechi în jos, pe păr, și aplic de obicei în funcție de cât absorbe părul meu. Cred că ar mai merge încă o jumătate de pompiță pe vârfuri, aici. Și după ce aplic acest produs, îl tăpotez bine ca să se distribuie. Îmi place să pieptăn părul ca să fiu sigură că s-a distribuit cât de cât uniform. Vă dați seama că probabil unele fire de păr sunt neatinse de produs. Ok? Și facem același lucru și în partea cealaltă. Ok, am aplicat produsul în tot părul, după cum ați văzut. L-am pieptănat pe tot și îl las pe spate să se absorbă produsul cam un minut. Fică acum părul este destul de ud. Oh, ce m-am obosit! E foarte cald și e destul de obositor să te pieptăni cu atât de mult păr. Între timp vreau să vă explic exact ce se va întâmpla. Urmează să-l împletesc, evident. Și aici este momentul în care decidem de unde vrem să fie ondulat părul nostru. De exemplu, este evident ceea ce o să vă spun, dar eu vă aduc aminte oricum. Dacă începem împletitura de aici, evident că și partea aceasta de calotă, cred că se numește, va căpăta un onduleu. Dacă îl împletim de undeva de aici, aici va sta drept și de aici va fi ondulat și tot așa. Și eu am trecut prin toate stadiile, de la am început împletitura de aici, avea tot părul mai ondulat și mai bufant, până la momentul în care încep pur și simplu împletitura de aici de la ceafă, partea asta a părului stă foarte dreaptă și lipită de cap și apoi aici urmează niște onduleuri. Cred că așa voi proceda în această seară. Sincer, depinde de modul pe care l-am. V-am spus, nu știu, depinde foarte, foarte mult, dar de data aceasta vreau să-mi las zona aceasta să fie cât de cât dreaptă și onduleul meu să înceapă de undeva de aici, așa că împletitura va începe, evident, de undeva de aici și părul acesta nu va fi foarte băgat în seamă. De asemenea, sunt mai multe opțiuni de a ne împleti părul și anume putem să facem o coadă, două cozi, patru cozi, 10 cozi, asta depinde de mărimea buclei pe care vreți să o obțineți. Dacă ne facem, să zicem, două codițe, evident că vor fi șuvițe de păr mai subțiri și părul va sta mult mai ondulat și va rezista mult mai mult. Eu am pățit inclusiv să-mi fac părul foarte creț. M-am curcat cu el cei drept semi-ud, adică l-am împletit semi-ud și a ieșit o buclă foarte, foarte strânsă care a rezistat acolo bine de tot. A trebuit să-l prind în coc zilele alea pentru că era mult prea mult pentru gusturile mele. Însă eu prefer, sincer, să fac doar o coadă împletită pentru că nu știu, mi se pare și mai rapid, dar îmi place mult mai mult onduleul pe care îl am. Voi prin clipuri m-ați văzut cam cu toate tipurile acestea de onduleuri rezultate din împletituri, atât cu onduleuri de aici, începând să știți că 99% din cazuri în care m-ați văzut în videoclipuri sau pe Instagram cu părul ondulat, nu era făcut cu ondulatorul, ci era împletit, sau mă rog, mai aveam eu o șmecherie asta iar, dar n-am mai făcut-o de atunci. Da. Cam asta ar fi. Coafura asta, cum v-am zis, mi se pare că e perfectă pentru vară. Hai să începem să împletim, fiindcă produsul simt că s-a absorbit. Tot ce voi face acum este să pieptăn tot părul pe spate, fără nicio cărare. Este foarte bine descurcat și ceea ce o să fac, o să mă întorc cu spatele, dar mai întâi vreau să-mi pregătesc puful. Bun, sper că m-auziți și că mă vedeți. Iau, uite, foarte, foarte multe ori îmi încep împletitura în felul acesta, vin de aici de deasupra urechilor și iau așa o șuviță de păr și onduleul meu vine undeva începând de aici, dar de data aceasta o să fac și mai jos de atât și o să vin pur și simplu de aici, o să iau această bucată de păr pe care o să o despart în 3 și voi începe să împletesc. E foarte, foarte simplu, eu nu mă pricep la împletituri foarte tare, adică fac basic-ul.
și continuăm plătitura până jos. Apoi, punctul în care ne oprim, la fel, depinde foarte mult de rezultatul pe care vrem să-l obținem. Mie mi se pare că arată mult mai natural atunci când vârfurile sunt lăsate libere. Așa că o să mă opresc undeva aici. Folosesc acest tip de elastic. Sunt elasticele, acelea cu care știu că anumite persoane fac brățări sau ceva de genul. Și îl pun de 2 sau de 3 ori. Apoi îmi place să revin și să mai depărtez un pic, să nu fie foarte strânsă, pentru că nu vreau ca buclele mele să iasă foarte, foarte strânse. Și cam asta e. Vedeți că nu e o coafură deloc complicată, pur și simplu e o împletitură. Puteam să încep și mai de jos, dar am zis să vin un pic mai sus totuși ca să nu fie neapărat foarte drept și apoi de aici în jos împletitură, nu că ar fi vreo problemă. Cam așa arată. Acum pur și simplu o să mai stau vreo oră pe aici, până mi se termină insula iubirii, sincer să fiu la asta mă uit. Și după aceea o să mă culc. O să fie foarte, foarte comodă coafura pentru că o să stea pe pernă departe de ceafa mea, nu o să-mi fie foarte cald. Și dimineața o să mă trezesc cu părul aranjat. De foarte multe ori să știți că pur și simplu îl desprind și îl împletez din nou, mai ales acum vara când este extraordinar de cald. Cam atât am avut eu de zis. Revin la Andreea cu părul ondulat. Bun, și am dormit cu părul așa azi noapte, împletit. Văd acum că coada aceea nu mi-a ieșit foarte, foarte bine. Adică e un pic așa frizi, nu știu, dar a ieșit rezultatul foarte ok. O să mă întorc imediat cu spatele să vă arăt. Dimineața nu am filmat, în momentul acesta este 4 după amiaza. Dimineața n-am filmat pentru că pur și simplu am deschis ochii, mi-am desprins părul, l-am prins într-o coadă aici în vârful capului și m-am dus la sală. Apoi am avut alte chestii de făcut, a fost o zi destul de plină și n-am reușit să filmez până acum. Însă vreau să vă arăt cum arată părul meu după câteva ore. Țineți minte că a fost prins în coadă și a fost împletit doar azi noapte, n-am mai revenit cu împletitura. Sper că puteți vedea. Deci este destul de ondulat. Vedeți că partea asta nu este ondulată, este ondulat de undeva de aici în jos și mie îmi place foarte mult cum arată. E și foarte strălucitor pentru că na, a fost foarte bine hidratat, n-a fost agresat deloc cu căldură. Eu pe cap mă spăl cu apă rece vara, așa că cuticula mea este foarte bine sigilată. Și da, ce să vă mai zic, în rest e foarte ok să-mi țin părul așa, eu ador să fac asta pentru că la sală mi-am prins pur și simplu părul în coadă, da? Deci am luat părul și l-am prins. Bam! Da? Am stat cu el așa vreo 2 ore până am ajuns acasă. Acasă l-am desprins și l-am luat frumos. L-am răsucit în toate direcțiile, pentru că așa fac când vine la sală. Îl răsucesc cumva așa, îl fac cu un coco, o chestie, o treabă. Pun o clamă sau un puf, mă duc la duș. La duș, na. Stau și acolo în abur și nu s-a întâmplat nimic, pentru că da, cu pe corp nu fac duș totuși cu apă chiar foarte rece. Așa, apoi îl desprind. Și acesta de obicei este momentul în care îl pieptăn pe la prânz așa și îl mai pun într-o coadă împletită, astăzi n-am făcut asta și by the way, eu în fiecare zi, orice ar fi, oricum aș avea părul, aplic o pompiță de ulei pentru a-l restiliza. Uleiul are rolul de a așeza firele în loc și o să vedeți că dacă faceți bucle și aplicați apoi ulei, buclele cumva vor avea o anumită suplețe foarte, foarte, foarte elegantă, e minunată și strălucire și va fi protejat. Și ceea ce fac eu uneori, am uitat să vă arăt asta în filmulețul de aseară, dar am făcut după aceea și mi-era deja prea somn să mai filmez. Știți că părul meu era împletit până undeva aici, să zic, nu, mai jos, mult mai jos, stați să vă arăt. Să zicem cam așa, da? Au rămas vârfurile acestea goale. Ei bine, mie îmi place foarte mult să iau foarte puțin ulei și să aplic exact aici pe vârfuri care sunt de obicei cele mai sensibile și mi se pare că așa, na, fiind singura parte a părului, practic, acele vârfuri care rămân descoperite, care rămân, cum să zic, un pic mai agresate, vârfurile oricum sunt cele mai agresate față de restul părului care este împletit și protejat, mi se pare că trebuie cumva să compensez chestia asta. Și apropo de asta, uite că mi-am amintit acum, acest mod de a-ți face coada împletită este un mod genial de a-ți proteja părul, deci mi se pare genial pur și simplu. Nu știu, chiar nu știu, cum vă prindeți voi părul când dormiți? Mi-am amintesc că aveam o colegă în generală care îmi povestea că ea doarme cu părul prins, o altă colegă care spunea că nu, cum să-ți prinzi părul noapte, trebuie să-l ții desprins. Și pentru mine asta a fost întotdeauna o problemă și din cauza asta mi-am gândit că în liceu mi întindeam părul, îmi prindeam părul noaptea așa într-o coadă și aici rămânea valul la inestetic. Cred că îl cunoașteți cu toate, din păcate e foarte enervant, dar n-ai ce să faci decât, nu știu, știu că sunt fete care găsesc alternative, fete care au părul cum îl fac așa rămâne, dar la mine se făcea valul acela și trebuia să-l întind în fiecare zi și de aceea am avut lungimea până aici ani de zile. Și sincer, pentru mine, cum vă spuneam, este cea mai bună alternativă de a dormi cu părul și de multe ori mi s-a întâmplat. De exemplu, știu că mi s-a întâmplat într-o noapte, m-am enervat foarte tare,
Mi-am prins părul într-un coc și eu nu știu, eu îmi fac cocurile foarte legere pentru că mă doare foarte tare scalpul dacă îmi strâng foarte tare cocul. Eu de prins părul într-o coadă noaptea, în niciun caz, doar aici jos undeva, dar de obicei coc sau împletitură. Și m-am prins în timpul nopții pentru că puful pe care l-aveam se slăbise foarte tare sau nu știu ce s-a întâmplat și se desprindea continuu și așa, semi-adormită noaptea, mi-am împletit părul într-o coadă și a stat perfect până dimineață. Și în acest sens vreau să vă sfătuiesc și pe voi, împletiți-vă părul noaptea, deci este fantastic, mai ales acum cât e cald, nici nu-l simți, pentru că pur și simplu coada stă undeva aici, tu ești aici cu ceafa liberă și e foarte bine, nu cum mă simt eu în acest moment, mi-e foarte, foarte cald. Da, și referitor tot la această coafură și apoi cred că e cam gata, că e pus curioasă dacă mai plouă, e o căldură infernală în această cameră. Hai că nu mai plouă, deschid și eu un pic ușa să nu murim de cald. Este genul de coafură, să zic așa, care, căreia poți să-i dai refresh în fiecare noapte, fără să fie o problemă. Dacă este o problemă foarte mare pentru nebunctul meu de vedere și nu doar al meu, și e logic, până la urmă, dacă ți întinzi părul în fiecare zi sau să faci bucle în fiecare zi pentru a da un refresh coafurii din zilele anterioare, este evident foarte rău. Dar aici, cu împletitura, nu este absolut nicio problemă, pentru că, pur și simplu, dacă să zicem, mi s-a întâmplat, mi-am împletit părul, mi-a stat fabulos, fantastic, nu știu ce, m-a prins ploaia, l-a stricat total, l-a făcut super mega frizi așa în toate direcțiile, nu mai era buclă, era un pic drept, un pic ondulat, n-avea niciun sens. Seara pur și simplu l-am dat pe tot pe spate, l-am împletit și a doua zi avea o formă fantastică. Mie mi se pare, nu știu, mi se pare genial pe timpul verii să faci chestia asta. Pur și simplu. Este ideal să-mi fac părul așa la mare. Mi-am amintesc că mai de mult când mă duceam la mare, îmi luam placa cu mine, îmi luam ondulatorul cu mine și n-avea niciun sens pentru că pur și simplu mă spălam zilnic pe păr și mă spălam, vă dați seama, deci veneam de la plajă, mă spălam, mă uscam, după aceea mă mai ceam după amiază la plajă odată, mă spălam, mă uscam din nou și seara îmi făceam bucle sau îmi întindeam părul și chiar nu știu, chiar nu mă întrebam și oare de ce ai părul mereu atât de uscat, de ce coafeza mereu zice de ce ai părul atât de uscat, Andreea, că tu ziceai că ai grijă de el și eu chiar aveam cumva grijă de el, dar atât de multe decizii proaste pentru el. Acum pur și simplu am de gând să-mi iau la mare produsele astea. Măștile de păr, boroguda din ele, nu știu, cred că o să pun în altceva, că e cam mare să o pun în bagajul, pe tot bagajul. Un șampon, mă duc, mă spăl pe cap, îmi pun masca în păr, țin părul foarte mult împletit, o să-l țin într-o coadă, în două coze, în șapte coze, să vedem. Și aia e, și mai ales cu apa aia sărată care o să-mi intre în păr, o să-l usuce un pic, dar nu e problemă că recuperăm cu măști. O să-i dea un aspect foarte beachy waves părului meu, adică o să accentueze acest efect pentru că, vedeți, sunt pur și simplu niște bucle naturale, să le zicem, adică, nu știu, sunt faine. Și îmi place că nu are aspectul ăla de păr așa, cărionțat, pentru că mie mi s-a întâmplat când eram mai mică, îmi făceam niște cozi împletite și când mă trezeam la a doua zi dimineață aveam părul așa, pur și simplu, și era enervant. Acum îmi place mult mai mult aspectul lui, mi se pare mult mai ok. Și printre avantajele acestei coafuri este desigur faptul că pentru că îți protejezi părul, o să ai mai puține vârfuri despicate. O să crească mult mai repede părul. Eu, sincer, am un șoc la câte o perioadă. Eu v-am zis, nu prea folosesc căldură, mai ales în perioada asta caldă, te evit căldura pe păr. Și mi se întâmplă să-mi las, cel puțin în ultimul timp, îmi las părul așa ondulat, nu prea îl bag în seamă toată ziua, știu pur și simplu că e ondulat, îl împletesc, îl despletesc și tot așa, asta fac în fiecare zi. Și atunci când îmi pun ulei în păr, știți că dacă îți pui ulei în păr, părul pur și simplu se îndreaptă și eu sunt șocată de ce lungime are. Ea chiar să mă ridic un pic să vedeți și voi ce mult a crescut și nici nu mi-am dat seama, pentru că v-am zis, nu stau toată ziua să mă gândesc la asta, pur și simplu e o chestie foarte naturală, îmi pletesc părul și uitați-vă și voi cât de mult a crescut. A crescut super mult și e foarte sănătos, ar trebui să mă tund un pic, dar mă gândesc să mai stau ceva pentru că o să se usuce destul de mult vara aceasta și cred că o să-i fac o tunsoare mică la sfârșitul lunii. Cam asta este clipul de astăzi. Sper că vă place ce v-am zis eu aici. Sper să încercați. Știu că parte dintre voi așteptați de luni de zile să fac clipul acesta, dar pur și simplu nu m-am organizat. Am zis că acum este momentul perfect. Vă încurajez să lăsați deoparte căldura gata cu plăcile vara asta, cu onduratoarele, cu uscătoarele de păr, pentru că pur și simplu părul se usucă instantaneu la cât de cald este. Lăsați o pauză, în loc să faceți baie dimineața înainte să plecați la serviciu unde plecați voi, faceți baie cu o seară înainte, lăsați să se usuce natural, dați-l cu tot felul de produse care să-l ajute foarte mult, nu trebuie să dați bani mulți pe ele, v-am zis, astea în total sunt 30 de lei, chiar mai puțin, și fac super multe lucruri pentru păr, arată fantastic. Și încă un lucru esențial, știți momentul ăla când vă ondulați părul și
cu ondulatorul și cumva se întâmplă să n-arate bine și cumva ți-e ciudă de timpul pierdut și trebuie să-l prinzi, trebuie să-i faci ceva, tuturor ni se întâmplă. Cu coada împletită nu este cazul. Să zicem că ai un marge de eroare de 5%, că e posibil să nu-ți iasă părul. Adică alea 50 din 100, tu trebuie să faci altceva cu el. Pur și simplu l-ai împletit și a doua zi stă aiurea, nu știu, stă ciufulit, dar n-are niciun sens, nu-ți place. Nu-ți pasă de timpul pierdut, pentru că nu există timpul pierdut. Pur și simplu ți-ai împletit părul, ok, nu stă bine, îl împletești, oricum acum e cald afară. Și chiar dacă nu, prinzi o coadă, prinzi un coc. Îmi place foarte mult să-mi prind coadă perioada aceasta, pentru că v-am mai arătat, cred că mai devreme. Aici îl lipesc foarte bine de cap și dați și voi cât de bine arată. Îl mai ciufulesc așa un pic, le dau și puțin ulei ca să fie strălucitor. Și m-ați tot văzut, cred că în ultimele clipuri, și o să mă tot vedeți vara aceasta cu părul prins în coadă, pentru că arată foarte bine și nici nu-și strică forma. Da, am vorbit foarte mult, cred că v-am dat toate informațiile pe care voiam să vi le dau. Sper cel puțin, sper să nu mă trezi la editare că mai aveam chestii de spus. Dacă mai aveam, o să le trec pe ecran undeva unde cazul. Cam asta am vrut să vă spun pentru astăzi. Așa o să mă vedeți toată vara cu părul probabil, în afară de câteva dăți în care o să mi-l mai întind, pentru că o să mi se facă dor cu siguranță, dar am zis că mai mult deodată pe lună nu-l întind pentru că nu are niciun rost. În rest o să mă vedeți cu părul așa ondulat, fie că o să-l ondulez pe tot, începând de aici, cum vă ziceam și în clipuleț. Dacă vreau să-mi ondulez părul de aici, o să-mi fac așa un spic, nu prea mă pricep la asta, dar am găsit o modalitate să-l ondulez, adică să fac o diție împletită și să fie mai ușor. Le încep așa, nu așa, așa e foarte greu, așa e mai simplu. Și o să stea părul de aici foarte ondulat și wavy, dar preferatul meu, modul meu preferat de a-mi aranja părul, este așa, un pic mai drept aici, vedeți, și apoi începe onduleul și totuși are și destul de mult volum. Pentru o persoană cu capul mare ca mine, volumul este bine, bine, bine venit. A, și era să uit și bine că m-am uitat la pisici, pentru că micuța dormea pe lucrurile astea. Voiam să vă arăt și faptul că puteți să stilizați foarte ușor această coafură. Cred că știm cu toții chestia asta, că putem să ne punem bentițe, dar mi se pare că această coafură arată foarte bine. De exemplu, aș fi putut acum, că sunt toată albastră, vedeți că am și fard albastru și bluza aceasta albastră, să folosesc această bentiță pe care am dat, cred că 2 sau 3 lei. Le găsiți pe internet, la magazinele astea super ieftine, nu știu, whatever, nu știu cât de bine, supun că nu prea văd nimic, dar înțelegeți ideea. Trebuie așezată și ea, să arate ca o fundiță și bam! Pur și simplu, ți s-a dat părul din față, e mult mai ok, arată bine, mie îmi place foarte mult stilul acesta. Așa, și am varianta asta pe albastru, am așa și am și pe aceasta cumpărată din Jumbo, cu... A început lumea să mă corecteze, am început să primesc comentarii la clipul de, cu Jumbo, eu zic Jumbo și cred că așa o să rămână, că se zice Jumbo și mie vine să zic Jumbo, habar n-am, de la elefantul Jumbo sau ceva. E foarte drăguță, am luat-o de acolo și am dat foarte puțin pe ea. Accesoriile astea de păr sunt foarte drăguțe și completează look-ul. Atât, gata, nu vă mai zic nimic. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că v-a ajutat. Lăsați-mi în comentarii ce v-am rugat să-mi spuneți, cum vă prindeți voi părul noaptea. Dar mai ales dacă aveți părul lung, că dacă aveți părul scurt presupun că e mult mai ușor, dar dacă aveți părul lung și ori vă e cald, ori nu vreți să stați pe el, pentru că e foarte, foarte aiurea să dormi pe păr, se rupe, evident, dar se sensibilizează, n-a se frecă de pernă și cea mai bună alternativă pentru mine deocamdată este ori un coc în vârful capului, ori împletitura. Ziceți-mi și voi în comentarii ce faceți voi. Spuneți-mi de asemenea dacă ați încercat chestia asta cu coada împletită și cum vă stă părul, pentru că v-am făcut pe multe curioase și unele mi-a zis că vă stă genial și că nu vă mai întindeți părul. Mă bucur foarte mult. Să milităm pentru sănătatea părului, fiindcă e foarte important. Gata, am terminat clipul de astăzi. Mă bucur că l-am făcut în sfârșit. Sper că v-a plăcut, sper că a fost informativ. Nu uitați că în cutiuța cu descriere aveți link către rutina de îngrijire a părului meu, în care vă vorbesc vreo 40 de minute sau ceva despre ce fac eu cu părul meu și cum îl fac să arate foarte bine, spun eu. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip. Eu și pisicile vă salutăm și vă pupăm și ne revedem curând la următorul.